După ora 15 au început și demonstrațiile sportive, iar cluburile sătmărene au fost din nou la înălțime. Dovada și numărul mare de sătmăreni care s-au oprit să urmărească evoluția pe tatami sau pe ringa sportivilor sătmăreni. Judoca de la CS Unio, conduși de pe margine de antrenorul Mihai Terelei, au deschis demonstrațiile. Artele marțiale au urmat cu cluburile Zanșin și Yakuza, ultimii venind cu un program extrem de atractiv și cu un număr impresionant de sportivi, peste 40. N-a de boss cu pugiliștii de la Olimpia Căuăș sau regina sportului Sătmărean Scrima. Inimosul antrenor Dan Șuta alături de colegi de la club File Otilo, Ițachii Arnold, Eva Lengel și Simona Surducan au instalat rapid planșele, iar floretiștii s-au duelat cam poveștile cu mușchetari. Luptătorii de la aceste cetate Heracle Ardut au făcut show cu procedee spectaculoase în vreme ce Sani Cortian i-a ținut pe spectatori cu sufletul la gură cu o mică demonstrație de strongman, unde băieții au ridicat tone fără prea mult efort. N-au lipsit școlile de dans din Sătmar, Loga Dance School și Royal Dance Club. Au impresionat prin grație și frumusețe în vreme ce fetele de la Zumba au antrenat publicul la aerobic. Și totul s-a încheiat cu Kangu Jumps și bocancii săltăreți a lui Cristi Belega. Lumea s-a lăsat greu dusă de la groapă după mai bine de patru ore de demonstrații, semn că sportul rămâne un punct de atracție și admirație și un bun ambasador, poate cel mai bun, al unei comunități.